Accident de circulație pe drumul național 1. În această dimineață, în jurul orei 9, a avut loc un eveniment rutier în localitatea Perșani. În accident au fost implicate două autovehicule și două persoane conștiente au fost evaluate din punct de vedere medical. La fața locului au fost direcționate echipajele poliției rutiere din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș, care au efectuat măsurători pentru stabilirea cu exactitate a condițiilor în care s-a produs accidentul. Poliția rutieră recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență în trafic și să respecte semnalizarea rutieră și dispozițiile polițiștilor rutieri prezenți în zonă. Traficul rutier s-a desfășurat pentru câteva zeci de minute alternativ pe un singur sens de mers. El a fost reluat în integralitate după finalizarea cercetărilor și îndepărtarea vehiculelor avariate de pe carosabil.